Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune, Gorjul în direct. Sunt Mihaela Horvat și alături de mine este domnul Viorel Caragea, fost comandant al IPJ. Da? Mai spunem, da? Spuneți. Actualmente face parte din societatea civilă. Corect. Da? Bună ziua, bine ați venit și la mulți ani. Să rămâne și mulțumesc de invitație. Nu ne-am văzut în acest an și de s-am ținut. V-am văzut la emisiune. Și eu v-am văzut pe dumneavoastră la alte emisiuni. Domnul Caragea, a fost așa o întâmplare, o peripeție, ca să spun așa, cu peripeție. Înscrierea. Dacă întreb de USR, nu-i peripeție. Nu? Nu. A fost o insomnie gravă pentru Romanescu și Gașca. Nu, dar pentru dumneavoastră cum a fost? Deci trebuie să amintim. Dumneavoastră, o activitate. Numai puțin. V-ați înscris în USR, apoi ați demisionat. M-am retras. V-ați retras. Nu, stați să ne înțelegem. Mm-hmm. Nu mi-am depus nicio demisie. Eu m-am retras, care e o altă... sau este o altă act juridic, este o altă cerere făcută, nu am scris, îmi dau demisia, nu, am făcut cerere de retragere. Pentru că așa este firesc, când vezi că poți în acel moment să creezi anumite animozități în partid sau să eventuale pierderi de imagine. Da, e... Momentan, până, stai să ne înțelegem. Nu, dar e... Și m-am retras din politică totodată, momentan, pentru că, unu, doamna Clotilde Armand, care și-a permis să scrie numai neadevăruri, același material, din punctul meu de vedere, eu nu consider o coincidență. O consider o foarte mare legătură cu Claudiu Manda de la Craiova, alt europarlamentar PSD. Ei care să auzi spune că este pe viață și pe moarte în luptă cu PSD, același material, ieri, doi europarlamentari. Și repet, pentru mine este o realizare personală, ca cetățean, în acest moment neimplicat politic. Ca ți-a născut reacție. Păi dacă au ajuns până la Bruxelles, doi din divizi de aia să... Nu, Caragea, vreau să trecem repede nu. Pe subiect. Îți dai seama că te insomnia am creat în Târgu Jiu la unii? Păi Târgu Jiu e mort, Cârciumarul, Romanescu, nu, eu... și gașca lui. Știți foarte bine că eu vă tot întrebam de câte ori ați venit la noi în emisiune. Dar v-am spus că am de gând. Că să intru într-o echipă. Am spus nu vreau să candidez. Echipă, da. Am spus eu vreo secundă că vreau să candidez. Nu, vreau să fiu într-o echipă, să muncesc acolo. Mie îmi place să iau de jos. Da, s-a întâmplat să nu fie de acord cei din mai mari USR, să zic. Nu există. Păi, Clotilde Armand. Nu am pritit. Clotilde Armand este o voce dintre... izolată, da, o voce fondator... folosită. Păi și care e problema că e fondator? Celălalt fondator are mai multe drepturi decât un alt membru? Nu. Da. Oricum, treceți peste în situația de ieri aveam o singură soluție, elegantă. Cu demnitate și bun simț, să nu creez... De servicii partidului. Da. Pentru că în momentul în care un membru USR, care eu eram activ ieri, da? A fost atacat de alt membru, forurile de conducere sunt obligate, în spațiu public, nu în interiorul partidului, erau obligate să ia măsuri cu Clotilde Armand. Da, și cu alții. O puneați într-o situație... Păi nu puneam partidul într-o situație. Partidul, da. Deci eu la ora respectivă, când doamna respectivă, instigată de aici de grupurile de interese, da? Aveți dovezi? Și-a permis. Doamne, aveți impresia că vorbesc prostii? Nu, niciodată. Încet, dați că vine campania, nu vă dați seama, dar nici nu stau până la campania acum, ați hotărât. Zi și noapte voi fi, nu un vis urât pentru Romanescu și gașca lui de interese. Voi fi mai mult decât un vis urât. Insomnia zilnică a lui. Să continuăm. Să continuăm, da, vorba dumneavoastră. Deci, eu zic să trecem. Un om care are decență, bun simț și vrea să facă ceva, nu intră în conflicte și în circuri. Deci mai mulți au scris prostii de-a lungul anilor. Exceptând o singură dată când am considerat eu că au depășit limita bunului simț doi jurnaliști, n-am dat pe nimeni în judecată. Dar pe ei am dat și am câștigat. Da? Și le-am demonstrat că au mințit și au spus adevăruri. În rest, are rost. Mă bucur că doar de un singur lucru. Dacă eu, cetățeanul pensionar de la Preajma, reușesc să le provoc stresul și insomnii și să coalizeze pe la televiziuni centrale. Îți dai seama cât i-a costat? Deci dumneavoastră o să fiți și de acum înainte un neobosit critic al... Nu, o să caut în fiecare săptămână nofi, dar la două, trei săptămâni să le mai bag câte un stres din ăsta. Haideți. Deci faza cu USR-ul să zicem că e trecută? Nu, nu, nu. USR-ul trebuie sprijinit. Și voi sprijini USR-ul din calitatea mea de cetățean. De ce ați ales această liber? Formațiune? De ce tocmai... la dumneavoastră, mă gândeam că poate PNL. Doamnă dragă. Dacă zici PNL sau PSD, e același lucru. Ei sunt combinați unii cu alții. Da? PNL-ul și PSD-ul în forurile lor statutare de la Goj niciodată n-au făcut un lucru. Să voteze împotriva unul, împotriva altul. Nimic.
Da? Adică n-au avut o n-au așa ceva, competiție. Dar să voteze împotriva lui Viorel Caragea. Și un partid și altul au realizat această acțiune. Deci, să mă apuc să-i reclam la avocatul poporului că încarcă drepturile fundamentale să vorbesc sau să discut, era o problemă. Sau la discriminare, la Consiliul Discriminării. Le dădeau amendele că scădeau procentele. Lasă-i, frate, așa că le vine rândul. Să-și dau un cap. Dar eu mă bucur în momentul în care ei, în acest moment, trebuie să spună, măi, PSD-iști celebri, da? Când tu la propunerea lui Costel Zapciu, da? Care n-are 5 voturi, că nu are. De unde? Nici din familie nu poate să ia 5 voturi. Da? A lui Mihăiță, două prune de, sau cum le zice la alea lui Dobrin, ochiul Dobrin, Mihăiță, ochiul Dobrun. Și alții, votez, și Ancuța Buză Dulce, votez împotriva unui cetățean și încalci drepturile constituționale. Cum adică au votat împotriva? Da, e hotărâre. Am copii, pe proces verbal și tot înregistrarea din sală. Au votat, nu vă apropiați de Caragea că e berea. E sindromul anti-PSD. Același lucru, virus anti-PSD, m-au votat și peneliștii în forul lor de conducere la propunerea doamnei șefa culturii. Ce se întâmplă? Păi nu, dar este adevărul. Ea vorbește de comunicare, n-am vrut să o atac pe Denisa Șuță, că îl respect pe Reru Șuță, care e unul dintre, nu că a fost doar polițist, e unul din artiștii buni ai județului. Nu, nu respect deloc. Dar cum poți să respect? E rău să spun. Dar nu pot respecta pe Reru Șuță, dar pe ea nu. Haideți. Și dacă nu mi-am permis să nu o bag în calcul, și de ce? Că în acest moment este pe o linie moartă și o valorizez. Că dacă nu i-ar plăti Marijan Marinescu banii de la Bruxelles, păi nu, stai puțin, dar cetățeanul român păi trebuie să știe. Păi nu avem de păi dar nu avem pe Denisa, am spus. Și cu altele ar fi, păi nu, eu spun pozitiv pentru ea acum. Dacă n-ar primi banii de la Marijan Marinescu de consiliu și consiliu, n-ar avea nici trei, că la cultură ea nu i-a dat buget. Doamnă, se va pune în mișcare și această instituție. Stimată doamnă, ea trăiește din pensia lui Relu și din ce a luat din partea alaltă. Păi dumneavoastră este mâncați strict peste o lună? Nu, domnule. Dacă îi dau salariul ea peste o lună? Nu e bine cum atacați problema. Dar sunt lucruri extrem de personale, sunt ale sunt lucrurile extrem de corecte. Și nu cred că interesează. Faptul că PNL-ul i-a dat o funcție, pentru ea trebuie să fie de gândire, o funcție fără buget, trebuie să gândească o să bine. O să vină și bugetul și sunt convinsă că atunci când va veni bugetul, Denisa Șuță va ști ce să facă cu el. Doamne, când vine bugetul ăla? Păi nu știu, vom vedea. Păi și ea mănâncă nu știu când? Păi nu e vorba de asta, puneți greșit problema. Bine. Nu mai fiți așa rău. Sunt foarte greșit așa. Doamne, eu în viață mi-am învățat sunt un lucru. Sunt lucruri. Nu poți să faci nimic în viață dacă nu pleci dimineața de acasă mâncat, hrănit bine, îmbrăcat, să nu te... Cred că fiecare grijă are... Nu, fiecare om trebuie să aibă grijă asta. Fiecare om are grija deci, de sine. Altceva. Să continuăm. Haideți, să continuăm. Dumneavoastră o să fiți la fel de vehement și la fel de critic. Dar nu sunt vehement. Nu sunt când la e vorba deschis. De politicieni, de oameni care conduc instituții. Nu înțelegeți că sunt un stres permanent pentru ei, așa mă consider. Bun. Dar dacă în Cartea Fundamentală a Drepturilor Omului scrie așa, fiecare cetățean din această planetă, da, are dreptul să se înscrie în orice partid politic consideră că îi reprezintă ideile și viziunile din acel moment. Cum îți permiți tu, doi europarlamentari români, îți dai seama că direct la Bruxelles am și reclamat de azi noapte, da? Unde i-ați reclamat? Păi unde lucrează? La șefilor. Păi da, să dacă te explicați pe acolo frumos. Și o să cer audiență. Și mă duc în audiență, împotriva lor, dar au și acolo șefii. Da, și e și dreptul lor să conteste dacă nu, nu sunt de acord. Nu este niciun drept. Stimată doamnă, nu au niciun drept. Nu. Deci în momentul respectiv, când eu sunt membru al unui partid, pot fi dat afară dacă încalc doctrina acelui partid. Repet. Dar poate nu vă plac. Nu. Cine să nu placă? Dragoste cu forța, Clotid Armand și nu mai știu cine. Ce nu să trebuie facă? Să nu vă placă efectiv și să nu vă vrea la ei în partid. Păi ce pe mine mă interesează de ea? Păi partidul ei SRL? Doamne, nu înțelegi că un partid politic e deschis năzuințelor fiecare om. Da, așa e. Doi, m-ați întrebat de ce am ales USR-ul. Pentru că am considerat că are o doctrină deschisă, că așa spune acolo. Suntem transparenți de... Da, dumneavoastră n-ați făcut parte din niciun partid. Nu, deci nu înțelegeți. Eu n-am nimic nici împotriva PSD-ului. Aveați profilul unui membru USR acolo sau să fii mai vocal, ce doresc sau... ei, da. Da. Adică să nu fi avut... Din moment ce am fost primit, am îndeplinit toate partid. Condițiile. Da? Să ne înțelegem. Cu domnul Miruță, cum v-ați înțeles? Simplu, când ieri am văzut postările...
am avut un schimb de mesaje cu dumnealui, i-am spus că mă retrag să nu crez de servicii. Da. Ok, și asta a fost. M-a sunat ulterior când a putut. I-am comunicat că am trimis, că trimit cererea, nu știu dacă o trimis, să i-am spus că am, da, eu cred că i-am spus că am trimis-o. Sau că urmează să o trimit. Nu, în sfârșit, nu. Dom'le, știți, e decizia dumneavoastră, omul foarte corect, foarte deschis, ce să. Și am spus, că i-am spus un lucru, care să-l audă că mai sunt vreo câțiva pe acolo și arătăciți, care supărați că ei au fost șefi, nu mai sunt șefi, nu-i ales ai alții, care au încercat tot felul de discuții cu mine. Le-am spus, măi, ați fost folosiți. Voi vă dați seama în ce moment neplăcut al activității politice al lui Romanescu a apărut această știre? Păi USR-ul a crescut în acest moment. Mă, de ce Romanescu să-ți bate să nu fie contracandidat de la USR și de ce USR-ul să fie sub apucul lui? Pentru că reprezintă o forță care poate da multe insomnii lui Romanescu. Și USR-ul pe de-o parte. Pentru că din datele mele certe, Romanescu a reușit să-i convingă pe cei de la Plus până în acest moment să nu-și caute candidat și să nu-și pună. Păi dacă Romanescu reușește să nu pună candidat, să, cum să spun, să perturbe activitatea acestei organizații de la USR Târgu Jiu, să nu-și pună un candidat credibil, Plusul nu-și pune, altele, deja discuțiile sunt că n-au voie unde sunt așa să se înțeleagă între ei, Romanescu are toată dreapta, consideră el de partea lui. Toată partea dreaptă sau de centru, de partea lui. Este arhicunoscută relația lui de amiciție, prietenie, colaborare cu Victor Ponta. Deci pro-România îl va ajuta în orice considerent și va încerca să rupă votul de la PSD ca să-l ajute pe Romanescu. Și atunci el cu combinațiile astea reușește să-și facă și cu alte sprijinuri de la niște oameni care în loc să-și vadă de servici se ocupă de prostii. În opinia dumneavoastră, erați un candidat redutabil. Dar nu vreau să fiu candidat. Doamna, am declarat clar. Vreau să sprijin o echipă. Dar fiind liniștit, vă dați seama, ce, umblând toată ziua. Ce veți face în campania electorală? Veți participa la alegeri? Veți candida până la urmă, chiar și cu... Posibil. Posibil. Dar vă spun ce fac și acum. Așa. Deci, până în campania electorală, în fiecare zi, arătăm nerealizările lui Romanescu, dezamăgirile și marile împliniri ale celebrei și fericitei echipe aduse de el în primăria Târgu Jiu. Iar în campanie, dacă voi participa, indiferent în ce calitate, de candidat sau de susținător, vom ieși cu proiectele pe care trebuie să le arătăm cetățenilor ce dorim să facem. Echipa din care voi face parte. Romanescu nu mai valorizăm atunci că i-a făcut suficient. Spuneați, domnul Caragea, la un moment dat, de mai multe ori am discutat despre asta, că veți face parte dintr-un ONG. Da. Cum mai e... Lucrăm. În ce stadiu e proiectul? Lucrăm la statut. La statut, da. Rămâneți până la urmă în societatea civilă, până nu vă hotărâți să încercați în altă... Dar nu înțelegeți că eu nu încerc. Eu respect o procedură. Dom'le, eu am fost admis membru USR. Da. Deci n-a fost o încercare. Am fost admis, am îndeplinit toate criteriile. Da? Mi-e pare nespus de rău. De situația... Vi se pare o nedreptate? Nu. Care vi s-a făcut? Nu, câtuși de puțin, de ce să mi se pare nedreptate? Mi se pare un lucru firesc și mă aștepta la aceste atacuri murdare și parșive, că le aveam și când eram la instituția în care am lucrat. Singura diferență că acolo niște oameni puțin mai experimentați veneau, verificau, aplicau sau nu sancțiuni sau măsuri și cu asta gata. Nu avea rost să, repet, să ies eu să mă jute cu toți jurnaliștii care se duceau tot felul de amărâți. Doamnă, sunt demonstrate clare cine sunt polițiștii care s-au dus cu bani la presă. S-au găsit, da? Dar asta e, dreptul lui să plătească presa. E legal. Da? Polițiștii care o scriau tot felul de prostii anonime și alea, polițiștii care s-au dus cu CD-uri, sunt demonstrate, sunt în arhiva ministerului. Da? Dar repet, diferența între USR, care trebuie să țină și în această perioadă are o mare dorință de a se afirma și a treia forță. Deci dușmanul numărul unu al USR-ului este Ponta și cu Pro-România. Nu e ajutat, bineînțeles, de Romanescu la Târgu Jiu. Deci Ponta este convins că USR-ul... Pe cu cine se bate? USR-ul nu se bate cu PSR-ul, e dușman și atât, corect? Aici pot să spun că Victor Ponta, dacă USR-ul bate, el e mâncat. Iară,
ca și Romanescu, dacă USR-ul își pune totuși candidat și rezistă presiunii lui, da? Și a combinatorilor din spatele lui și care îl ajută și mai ales, repet, a celor infiltrați în USR. Păi părea cel mai atent partid. Doamnă. Cu... Eu vă spun că știu foarte sigur persoane cu alegerea care sunt... membrilor. Da, eu vă spun doar atât. Știu foarte sigur infiltrați. Nu pe toți. Unii care sunt infiltrați. Din societatea și... civilă sau nu, din aia... Infiltrați. Necivilă, să zic așa. Necivilă ce înseamnă? Care a venit de la alt partid? Da, sunt și din ea care s-au mutat de la alt partid la urmă. Mă gândeam la servicii, la... Băi, doamne, asta treaba cu serviciile. Cu... Deci dați-mi voie. Problema asta și himnoza asta cu serviciul este himnoză, greșită. Haide. Este o himnoză, ascultați-mi. Cineva vă tot spune că serviciile nu au treabă. Eu vă garantez că atâta timp cât a fost activ, nu se punea problema să ne permitem să discutăm de politică. Bun. De cele mai multe ori, de cele mai multe ori n-am votat ca să nu se interpreteze măcar. Da. Deci, până la urmă, domnul Caragea, dumneavoastră, o să sprijiniți USR-ul chiar și de pe margine. Chiar dacă îi sprijin și pe alții, sprijin și USR-ul. Chiar dacă mă duc și în altă parte, vă spun public, o să sprijin și USR-ul. Dacă candidați împotriva lui Romanescu. Nu există posibilitatea sau riscul ca USR să ajungă la, la o înțelegere cu... Dar Romanescu asta vrea. Cu echipa... Romanescu asta vrea. Primar. Romanescu asta vrea. Și să ne înțelegem. Eu am fost alt segment care m-a făcut să aleg USR-ul a fost faptul că eu la alegerile trecute am fost foarte aproape... Ce, iar vă împind pe lac de-a lui... Nu, vorbe okay. Multe stres pe pâine, zice cineva. Da, cui îi dăm stres? Ce, îl deranjează? Nici o problemă, ce, doar numai bucurii. Deci, la alegerile trecute, eu și USR-ul am fost foarte aproape, chiar dacă i-am bătut la Târgu Jiu. Eu, independent, i-am bătut la momentul ăla. Vorbim în zile... Vă realizați dacă voturile lui Caragea care a fost și cu voturile USR-ului care le-a avut se apropiau de una peste alta, se apropiau de cel puțin... voturile PSD-ului și PSD-ul putea fi bătut? Realizați ce ar fi însemnat USR-ul, da? Să fi fost pe locul 2 și PSD-ul să treacă pe 3? A fost o răsturnare de situație. Nu, era o normalitate din punctul meu de vedere. Da, cum ziceți. Și PSD-ul și-o merita. Da, e părerea mea. Păi spuneți în părerea dumneavoastră sau de telespectatorii. Da, nu, vă cred, nu. Deci voturile pe care ei le-au avut la cel mai înalt nivel și plus ce am avut eu la alegeri, erau cu ce a avut PSD-ul la ultimele alegeri. Da, și dacă continuă PSD-ul să acționeze ca până acum, băi, și dacă USR are deci, toate șansele USR intra pe locul 2. Da. Păi Romanescu are impresia că... Dar ce spuneți de PMP? Doamnă, vă rog eu frumos. Deci că sunt oameni... În PMP? Da. Toți frustrații lui Băsescu, care ce i-am văzut în afară de băutură de ce, și de informatorul ce i-am învățat. Păi nu, dar vă spun așa, ce i-am învățat Băsescu? Ce sărcalul? Păi Băsescu e declarat informator. Da. De instanță. Păi și atunci ce discutăm? Păi ce să mai discutăm? În afară de... Doamnă, să fii președintele țării 9 ani, primarul general capitalei, al doilea ca număr de voturi, tot așa, o grămadă de ani. Și acum să te zbați dacă mai ai sau nu 5% ce îți reprezintă. Deci nu putem cumpăra PMP-ul cu USR-ul sau cu vreme. Organizația a prins contur, ca să spun așa. Așteptați alegerile. Că nu putem să-i condamnăm pe cei care fac parte din PMP pentru ce face Băsescu. Păi nu, dar ei au fost cu el, majoritatea care au fost atunci. Da, și probabil că mai sunt. Da, foarte bine să fie. E treaba lor, da. Ce mă interesează? Pentru mine nu există. Eu vă întrebam de PMP în sensul în care să-mi fie explicat dacă acest partid are șanse, pentru că deci, din punctul meu de vedere, liderii acestui partid spun că vor să ajungă pe podium. Păi nu, stai să ne înțelegem. Din punctul meu de vedere, e acolo... Un bogătan din ăsta a făcut din vremurile când se făcea foarte multă industria comerțului cu tot felul de băuturi, țigări și așa mai departe, kilograme de aur din Amanet și kilograme de aur de la școala de șoferi, care îmi spunea un bun amic de-al meu, de entitate de presă marcantă a județului Gorj, cât aur s-a lăudat care și cât de el ca să ajungă deputat. Păi nicio problemă, discutăm în campania electorală. Sunt convins să vedem sper să nu fie ce târgujian, este real, ce gorjan cu mintea limpede sau ce târgujian, indiferent cât ar umbla el, îl va vota văzând de un are 10 kg de aur. Punct. Și aveți de gând să faceți cunoscute lucrurile pe care dumneavoastră păi nu, dar le-am și scos, am scos toate alea de pe declarațiile de avere ultimele care au și mai departe. Dumneavoastră, sincer, ați votat pozitiv un lider de partid care are 10 kg de aur?
Da, nu, eu, cum să zic... Doamne, e o întrebare firească pentru... Păi și atunci ce mai trebuie? Să zică lumea domn deputat? Păi dacă e sărac și ajunge în parlament, nu, stai să înțeleg, dacă să nu e adevărat. Să se îmbogățească, nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ce mai trebuie, da. Nu este adevărat să se ducă orice om. Uitați-vă, majoritatea care s-au dus în ultima perioadă s-au dus pe bani, dar lumea s-a săturat să voteze doar din aia. Băi, ia stai tu și mănâncă liniștit banii. Beați acolo și vinul ăla de-l mănânci, via cu haracul tot în permanență și mai faci și tu câte o cămătărie și gata. Continuăm. Continuăm, domnul Caragea. Vreau să vă întreb, în zilele astea se tot discută despre anticipate și am văzut acum un prim pas înapoi, ca să spun așa. Iohannis și-a dorit foarte mult, își dorește alegerile anticipate, cei de partea cealaltă, cum ar veni chiar guvernul, cei care formează guvernul, nu sunt prea încântați de soluție. Există o mică mare problemă. Credeți că vor fi sau că nu vor fi anticipate? Există o mică mare problemă. PNL-ul are doar 91 de parlamentari. PSD-ul în jur de 200. USR-ul ajută foarte mult, mai vin și câțiva ăștia. Ce a mai rămas? Știți? Ca să revenim și să termin cu PMP-ul. De regulă, bacșișul s-a băgat la impozitare, da? Prin toate restaurantele de lux, se știe că am 10% îl dai bacciș la ospătar, bucătar, pentru toată lumea. Păi ăștia nici măcar jumătate n-au acum din bacșișul care trebuie să-l dea. Da? Asta e părerea mea. Și atunci, băieții ăștia care... Primul lucru, au venit, știți, noi facem. Păi, doamnă dragă, când o să vadă lista cu ce numire a făcut și de ce, celebri, păi cum vii tu președintele PMP-ului, pui pe frate tu pe timpul PSD-ului consilier la CEO și acum vii să, pui, să numești tu prin conducerea Consiliului de Supraveghere că ești tu președinte la PMP-ul, să numești pe la prefectul în ce calitate? Păi, păi tu ești serios? PNL-ul, doamnă, încă o dată, PNL-ul și PMP-ul au fost cumva dușmanii PSD-ului sau sunt? Sau roata de rezervă? Păi la ziua din parca celebrului președinte, în biroul de sus, 12:30, cârciumarul cu toată gașca lui de la PSD, de la municipiu, da? Au închis ușa și au mâncat o amărâtă de ciorbă de rece. Ceartă un prieten de-al meu, un prieten vechi, așa? Domnul Ion Răuț. Deci vă rog eu frumos, haide să discutăm de gorjeni adevărați. El să stea amărât pe acolo, pe la Brașov, unde s-a refugiat. Și nu intru în polemică că îl facem mare și el nu mai e nimic. Să revenim. Este... N-a fost vreodată. Este un individ dat afară din instituția de serie unde a lucrat și să-și vadă de treaba lui. Să se ducă eventual pe la clinică. Vă rog eu frumos. Este un jurnalist. Deci, doamnă, am o rugăminte. Nu e niciun jurnalist. Și eu de mâine mă declar jurnalist. Singurul jurnalist care are școală de jurnalist a plecat din țări, Narcis Dașu, punct. Care a făcut școală de comunicare și care a răbut, nu. El, agricultura la Câlnicul, așa. Știe unde. I-a citit pe... ziarul. Ce? Ziarul. Nu, doamne, eu citesc toate fițuicile. Nu, să nu e fițuică. Deci, doamne, dar nu vreau. Deci, pentru mine, toate ziar este când iei de colo, când vii cu tiraj. Nu, că facem așa. Și eu îmi fac mâine un ziar din ala o fițuică, dacă este. Deci ziare sunt care au de la Clubul Român de Presă, scriu jurnaliști, nu facem un blog și zicem că e ziar. Nu este da. Blog. Doamnă, zice, o pagină, că... da? A plătit 1,5 milioane și a luat de la domenii de acolo hârtia, 2 ani de zile scrie ce vrea. Să scrie, important e că ți-l citesc. Da, să revenim. Păi ca să vedeți că e citit. Doamna, am o rugăminte, vă rog eu frumos. Din punctul meu de vedere... Nu vreau să vorbim să despre... Să știți că a făcut multe dezvăluiri în legătură cu... Cu ce? Ce vorbeam mai devreme. Cu ce? Cu complexul energetic Oltenia. Doamnă, am o rugăminte. Vă rog eu frumos. El are problemele lui ce a făcut la CEO. Să răspunde pentru el întâi. Și după aia n-am zis că... Păi și atunci ce vorbim? M-ați auzit? Este nefiresc. Anormal. Să critici o instituție în care ai mâncat ani de zile pâine... M-ați auzit vreodată că nu instituția sau compania o critică. Dar pe cine? Pe cei care o conduc în prezent. Deci încă o dată, că l-au dat pe afară, treaba lui. Să zici cu ea ca persoană, nu vorbești de CEO. Vorbești de individul X de la CEO. Așa, chiar așa. Vă rog eu frumos, am văzut vreo 2-3 exprimări de ale lui, luați-l, chemați-l, faceți ce vreți, dar să înțelegem. Hai să discutăm alt subiect dacă vreți. Da. Nu mai mă luați pe mine deja. Anticipate și m-ați... Anticipatele sunt așa, în acest moment. Președintele își dorește multe. Ce facem în rest, nu e clar. Pentru că nu e bine. Nu e bine dacă ar fi? Nu e bine ce se întâmplă. Nu, doamne, anticipate putea să fie. Că dacă vor fi anticipate, din punctul de vedere al PNL-ului, ei sunt pe val, vor avea multe voturi. Și sondajele îi dau cu...
I-au dat, da, deocamdată au stabilizat și micile, marile gafe și mai ales numirile ăștia controversate peste tot. Da, asta ar putea cântări la un moment dat în campania electorală. Și ar fi însemnat dacă eu, de exemplu, ieri, că să termin subiectul cu Clotilde Armand, m-aș fi apucat să ies, să-i spun, doamne, ia uite-te că Facebook-ul e plin de comentarii cu dumneata, cu Bechtel, cu bani, cu combinații, învață să vorbești românește, că toată lumea vorbește numai de asta corect, da? Fără stâlceala limbii și nu știu ce. Nu, da. Nu fac asta, nu pot să fac asta. Ăștia sunt comentariile care s-au dat acolo, nu pot să fac asta. Repet, eu sunt un om demn. Deci nu am nicio treabă, că m-a atacat foarte bine, m-am retras, îi ajut pe ea ca să-i demonstrez dacă pot. Mult, dacă pot puțin, dar îi ajut. Totuși, credeți că acest guvern, eu revin acest guvern nu are viață lungă, e clar. Noi vom ști asta tot ce se întâmplă, e clar. Concluzia, din punctul meu de vedere, că nu va fi viață lungă. Și viața lungă în ce sens? Va fi, ca guvern. Va pica în urma unei moțiuni? Deci, doamna, care ei au urlat ani de zile toți din opoziție. Practic asta și-ar dori, să pice că PSD-ul după moțiunea PSD. A schimbat guvernele. Nu, PSD-ul nu o să fie ușor de manevrat să le dea moțiuni. Nu, faceți voi, asumați-vă. Și atunci ce fac? Că trag guvernul? Fac cum a făcut Dragnea cu... Pe cam asta s-a urmărit. Și? Cui ridică mingea la filou? Dar în cazul unor... Cui ridică mingea la filou? Păi PSD-ului, bănuiesc, nu? Doi. Care a fost primul partid care a cerut anticipate? Nu PNL-ul, USR-ul a cerut. USR, și atunci, da. Și atunci despre ce vorbim? Credeți că vor avea loc până la urmă, după părerea dumneavoastră? Nu pot să spun în acest moment. Pentru că nu vedem, până nu vedem ce se întâmplă, da, cu guvernul ăsta. Dar ar fi beneficie pentru țară? Să zicem, să se organizeze după modul în care au plecat odată cu localele? Da. Pentru că cheltuielile la jumate cu alegerile pe anul ăsta. Și banii aia care trebuie să-i dea în toamnă, îi dă la alocațiile de copii. Apropo, că vorbim acum și de alocații, a zis domnul Iohannis, parcă să facă în ciudă guvernului Orban, a promulgat legea alocațiilor, dublarea lor. Iar guvernul încearcă acum să... Nu avea cum să nu face. Ce motive avea să o conteste? Să amâne. E o greșeală? Nu, să amâne PNL, guvernul PNL? Nu este greșeală. Aplicarea acestei legi? Bugetul țării a intrat în vigoare prin asumarea răspunderii, da, la data fără publicării. Fără precedent, da. Da, nu contează asta. Dacă n-a semnat președintele, a intrat în vigoare, da? Și l-au publicat în monitor oficial. Până luna iulie nu pot modifica bugetul. Clar, Constituția le interzice. După 6 luni poți să modifici bugetul. Cu o rectificare, da. Poți să faci în fiecare săptămână rectificări dacă ai bani. Nu spune de câte ori poți să faci rectificări. Întrebarea se pune... Au șanse să ia, să mute bani din altă, să folosească bani care nu i-au prevăzuți? Infracțiune. Nerespectarea legii bugetului. Deci sunt într-o situație destul de... Am văzut tot felul de păreri, da, urmăresc foarte mult presa de specialitate națională, da? Am văzut pe Financiarul, de exemplu, niște explicații care ar putea să ia de la persoanele cu handicap banii care sunt prevăzuți pe tot anul să îi folosească în 6 luni. Eu n-aș risca asta ca donator de credite. N-aș risca. Cum, apropo de guvern... Pentru că Curtea de Conturi, decât dacă, nu știu, ar primi de la o derogare scrisă de la Curtea de Conturi, de la înaltă curte, de la Curtea Constituțională, dacă nu, n-aș lua bani dintr-o parte să pun în alta, în primele 6 luni. Păi da, e o chestie fără precedent. Păi nu, legea bugetului este clară. Este o chestiune fără precedent. Să fie obligat să faci o cheltuială din buget și să n-ai de unde deschide. Deci până la urmă, domnul Caragea, nu o să fie dublate alocațiile în primele 6 luni ale acestui an. Dar eu nu spun, poate să le dea retroactiv după aia. Cel mai corectă soluție asta ar fi. Băi, frate, n-am bani până la 1 iunie și să-și asume să iese public, dar la 1 iunie vi le dau și pe alea restante din... Adică în următoarele 6 luni le dau duble, ca să recupereze alea 6. Asta ar fi cea mai elegantă și cea mai corectă soluție. Și până la urmă ar înțelege toată lumea. Frate, asta a fost, n-au fost bani, dar ni dă. Că omul că știe că are de recuperat și să dă ordonanță de guvern că în luna iulie, când poți să dai, modifici bugetul, dai și alocația aferentă lunii ianuarie, nu? În luna august dai și alocația aferentă lunii februarie. Păi și atunci dumneavoastră ca părinte n-ați fi totuși mulțumit, frate, mine dublară,
Nu că nu știu ce sume fantastice sunt. Păi nu, dar le primesc în vară. Așa, da, oricum e să știu că le primesc. Soluție foarte bună pentru... Da, dar tot timpul am apreciat că din războiul ăsta... Ăsta tot mai este ceva bun. Din avantajele luptii da. Politice, asta este cu alocațiile și cu pensiile este cea mai importantă. Da, apropo și de pensii, am văzut că au întârziat pensiile pentru 1 milion și ceva de oameni. E o chestie organizatorică. Prin poștă. Este o chestie organizatorică. Asta, ce părere aveți despre ministrul muncii? Doamna... Îmi scapă numele. Nu văd pe termen lung. Ați văzut că tratează foarte urât presa. No, adică nu vrea să vorbească, doamna. Nu vorbește. Întoarce spatele și pleacă. Păi frate, pe mine m-a criticat presa corect sau incorect sau m-a lăudat, nu contează. Dar am vorbit cu toată lumea. Era da, nu mi-am minte să fii întors urată în spatele. Niciodată, n-am avut discurs, da. V-ați certat, v-ați țipat. N-am țipat. Nu. Eu am un dezavantaj. Am 100 și ceva de kilograme și un timbru și niște plămâni la nivelul fizicului. Cum aș putea eu să am aceeași tonalitate cu dumneavoastră? O mână de om, ca să zicem așa, la 50 de kilograme cu ambalaj cu tot. Domnul Caragea, ce să vă mai întreb? Trebuie ce neapărat vreți? Să vorbim și despre sănătate, că v-ați implicat, sunteți... Da, așteptăm acolo la spital, am niște răspunsuri. Dumneavoastră... Pe drum, ce scuze o secundă. V-ați înscris în... Eu vorbesc, nu-i problemă. Până rezolvați dumneavoastră, cred că dați mesaje acum, nu? Nu, primești ceva foarte important. Da? Te rog frumos și dai un răspuns. Dați un răspuns. Ne interesează și pe noi? Da. Poate vorbim. Păi deci, vă spun, spuneam... ca să nu trecem, las că revenim și la spital. Așa. Alaltă seară, la ziua lui... Dar vă spun că poate n-a luat lumea. La ziua lui Mădălinu Gureanu la București, domnul Romanescu la aceeași masă cu domnul Weber și cu domnul Cosmin Popescu. Și i-a rugat insistent să nu-l cumva să nu-l conteste că a mai cerut să-i dea la un prieten de-al lui să mai înființeze o funcție de prefect. Îți dai seama unde am ajuns. Nu le mai ajung funcțiile astea. Dar aduceți-vă aminte că întâmplător... Să avem 2 suprefecți. Da. Dar întâmplător a 2-a funcție de prefect care a mai fost la Gorj a fost desființată și a fost dat afară Horațiu Gonu să rămână Romanescu doar pe una. Tot de celebrul ăsta șef de la PMP. Dar ia ducem aminte în campanie. Deci, până la urmă, vom avea 2 funcții de suprefect. Da, aia PSD-ul asta se intenționează. Ce s-au făcut și solicitările și PSD-ul nu va contesta. Bă, tu pe desfințezi tu și acum, după atâția ani, îl înființezi ca să-i mai dai la unul de-al tău? Și de necrezut. Păi cum rămâne cu politica PNL aceea de păi a... Păi nu, Romanescu ieșea că el nu vrea frația, amantă, iubită. În administrația publică. Cum rămâne? Simplu rămâne. Ciolanu. De, dacă o să continue în maniera asta, probabil PNL va avea de contat în cert. La alegeri. Cert. Bun, și PSD-ul pe mână cu ei contestați? Ce rămâne, pentru că nu-i atacă deloc. PNL-ul... Nu taxați nicio greșeală PNL-ului PSD-ul. Ce înțelegeți? Nu prea fac opoziție. Nu există că nu fac un blat ordinar. Blat ordinar. Până la urmă poate se va dovedi că e încerci vorba de grijă. Un... Blat. Acum să înțelegeți de ce sunt. La nivel național sau numai local? Părerea mea și acolo și acolo. Dar de ce credeți că sunt eu un stres permanent? Așa vreți să fiți. Nu, așa mă consideră ei. Eu așa am fost în viața mea vocal tot timpul. Și vă garantez un lucru. Chiar dacă la anumit șef și când eram angajat nu le convenea pe termen scurt și aveam tot felul de dialoguri, de comentarii și de ăștia, pe termen lung eu am câștigat. Iar noneimurile alea și bețivanii de aveam colegi și comentau pe atunci. Nici nu știe lumea că au existat sau există. Păi mai sunt în instituție. Nu mai? Nu, majoritatea nu. Dar nu știe lumea că există. Și eu de-aia de multe ori nu le dau numele că îi fac valorești. Se întreabă lumea, bă, dar cine e ăla? Da. Haideți să ne întoarcem la spital. Acum faceți parte dintr-un sindicat. Da. Veți fi delegat la concursurile dacă hotărăște președintele, da. Pentru... Da, dacă dorește președintele sindicatului. Dar eu având cel mai mult timp liber dintre toți membrii sindicatului, vă dați seama că sunt disponibil. Da, care este scopul? De ce v-ați înscris în sindicat? Ca să pot participa la concurs. Să obligați să-i invite, în calitate de invitat. Voi filma, veți vedea pe bunul meu doctor Niculescu cum scrie, cum să fac subiectele. Contest. Participând acolo și calitate să contest. Așa n-am calitate procesuală. Puneți presiune pe cei de acolo. De ce să pun presiune? Păi nu știu, chiar prezența dumneavoastră s-ar putea să... Păi doamne, dar o să stau așa. Și cu trepiedul, cu telefonul în față. N-am voie. Da. Păi cine mi-ngrădește mie încă un drept?
Păi dacă mă duc cu ăștia până la în tot ce înseamnă, la ONU, dacă nevoie, mă duc. Dar credeți că mi-am clacat de Claudiu Manda și cu Claudette mi-au făcut asta. Bun, dar n-are nicio legătură cu spitalul, treaba asta, bănuiesc. Noi vorbeam acum de... Deci eu trebuie să particip... Dorința mea e să particip în calitate de observator la concurs. În momentul în care dumneavoastră o să vi se pare că acel concurs care va veni, că am înțeles că nu... Îl contest la instanță. Deci sunteți hotărât să nu... Grav! Dacă cumva parchet observați... și instanță, două lucruri. Parchet și instanță. Filmat tot concursul. La poliție se filmează concursurile. De ce la ei nu? Că sunt politicieni și sunt combinatori? Nu mă interesează. Că și-au făcut o felul de combinații cu medicamente și cu alea. Nici o problemă. Continuăm. Domnul Caragea, pe cine vedeți dumneavoastră să intre în cursa electorală de la Târgu Jiu la alegerile locale pentru primăria Târgu Jiu și pentru... Pot să vă spun un lucru. Uite, n-am întrebat la USR pe cine susțin. Motru. Deci la Târgu Jiu la USR n-am întrebat pe cine susțin. Nu, da. Și sunt convins că... E destul de... cum să zic... combativ acel candidat. De ce noi suntem noi pentru ei? Există? Eu vă întreb, ce suntem noi pentru ei? La PSD, la PMP, la USR, sunt oameni care ar putea să intre într-o luptă. Deci eu sunt convins că în fiecare partid, deci încă o dată, haideți să nu mai tot discutăm de Marcel Romanescu momentan de primărie. Dintr-un singur motiv. Ați auzit că a fost nominalizat de cineva să candideze? Nu. Păi și atunci, ce vorbim? Și el de-aia se zbate. El de-aia umblă cu combinații împotriva lui Vâlceanu să-l forțeze să... Să-l luminezeze. Ați auzit dumneavoastră? Noi vorbim. Deci eu aici nu înțeleg PSD-ul. Nu-l înțeleg. Și părerea mea că Weber în acest moment, instigat de Cărciumaru și s-au vrăjit de Cărciumaru, are o înțelegere. Frate, te atacă ăia de 4 luni că tu nu ți-ai desemnat candidatul. Da. Da? Dar dacă PNL-ul nu și l-a pus până în acest moment, voi de ce nu-l nominalizați? Eu cred că e de la sine înțeles. Că Doamne, nu există de la sine înțeles. Noi vorbim de normalitate, legalitate, ce vreți dumneavoastră. Ați auzit vreodată de la PNL vreun lider mai mare ca Romanescu? Eu voi fi candidat, că Romanescu va fi candidatul? Da, decizia de candidatură la Târgu Jiu, Motru sau unde vreți, o ia biroul politic județean al PNL-ului. Păi dacă nu s-a pus în discuție vreodată această candidatură, noi despre ce vorbim aici? Și știți ce mi-a rămas în minte ce ați spus dumneavoastră? Că e foarte interesant să avem doi suprefecți în loc de unul, dar știți că funcționează la nivel și local și central acel protocol între PNL. Doamnă, și este o ilegalitate. PNP. Este o ilegalitate. De ce spuneți? De-aia. Păi nu. Am studiat foarte tare azi noapte, așa, și o să te pun o plângere penală, de o să-i sară dinți zilele următoare lui cel care semna protocolul ăsta. Păi a fost semnat la nivel central. Deci ce mă interesează pe mine? Unde scrie lege că trebuie să faci numiri de pe protocoale? N-am găsit. Eu consider un abuz. Despre situația de la... Uite, nu s-a gândit, cred că niciodată. Vorbim? De ce am o rugăminte? Așa. Eu nu vreau să intru în discuții despre cea mai mare entitate care în loc... din România după Petrom, care în loc să fie sprijinită, este atacată. Deci nu sunt de acord cu cei care au plecat să-și atace fostul loc de muncă. Nu sunt de acord de niciun fel. Da? Totodată, presa este foarte bine să reflecte cu condescendență și cu minime verificări, cum zice codul jurnalistului, da? Să-și verifice informația. Să reflecte tot ce e rău și ce e bine acolo. Să prezinte pozițiile sindicatelor. Ce eu cred că are 80 sindicate. Chiar mă surprinde neplăcut, dacă vreți să vă spun așa, că nu iasă unii dintre ei. Sau nu iasă mai des la presă, da? Deci n-ar trebui să existe... Nu administrația. Administrația are un punct de vedere... De lider de sindicat, da, vorbiți. La ce? Administrația are un punct de vedere oficial, au purtători de cuvânt, în fiecare zi presa trebuie să-i bombardeze cu adresă să răspundă oficial. Sau să invite liderii de sindicat, sunt 80, asta însemna, dacă iasă unul pe săptămână, în fiecare zi ați avea în presa gorjeană un lider să spună ceva. Da? Și automat, din ce declară acolo, sunteți jurnaliste cu experiență, faceți o știre și a doua zi ce o trăsese cu dezmințire sau să spună situația reală sau să spună că e corect. Foarte rar are. Da? Da. Și atunci, ce să ne dăm noi cu părerea de pe margine? Știți?
ca toți cei care se bagă în seamă când se duc în tribună, la orice sport. Bagă-l pe altul, scoate-l pe acolo, dă pasă, lasă-i frate pe ea. Păi dacă vezi că o companie de această... Păi văd și ce să fac eu. Se duce în decât cap... să apelez la lideri sindicali păi să vină. Era cât pe aici să fiți un om politic. Nu pot de-a fi. Dreptul. Dar dați-mi voi, și ce, omul politic are vreun drept în plus față de omul normal? Păi nu, dar... Omul politic n-are niciun drept să fie mai mult decât omul normal. Eu sunt un om normal. USR ar putea deveni o formațiune foarte da. Puternică. Dar... Eu n-am auzit pe USR să se bage să ceară ciolane ca Davițiu ca cu PPP-ul. Nu, dar nu o să aibă un punct de vedere, o... doar nu o să evite să vorbească despre complexul energetic Oltenia. Dar eu n-am spus asta. Eu n-am spus asta și eu am văzut că foarte des vorbesc cei de la USR. Domnul Miruță, că de fapt e singurul de iasă. Da? Foarte des abordează subiectul. Apropo de comunicare, dar la USR de ce numai domnul Miruță? Dar nu știu, nu-i problema mea, eu n-am ajuns să întreb lucrurile alea. Eu doar am întrebat, ieri am făcut o singură întrebare, dacă poți să ieși la presă, vrei să mă invitați. Da, ok. Să respecta strategia, atât. Da. În rest, nu. Nu, nu facem greșeli de genul ăla. Nu, vreau să vă întreb, chiar și pentru o zi cât ați fost, până să vă retrageți da. Din USR, dacă USR ar fi avut ceva... acțiuni, știu eu, viitoare în legătură cu ce se întâmplă nu pot să vă spun. Energetic. Nu pot să vă spun. Pentru că nu am discutat cu nimeni ce strategie are USR-ul pentru CEO. Din punctul de vedere, dacă mă întreba ceva, știam ce să le spun. Câteva propuneri de ale mele. Dar dacă nu m-a întrebat nimeni, dar ce pot să spun? Dar în opinia noastră, ce spuneți că se va întâmpla după 30 aprilie? Doamnă, știu că nu vă convine că iarătă să vorbesc de un mare, între ghilimele, personaj negativ al mineritului Gorjan. Păi nu bombăna la toate posturile pe aici. Strategia energetică. Eu! Uitați-vă că sunt de mare PSD-ist, am făcut-o, Andreso. Unde-i domnul Maioranul la strategia aia? Unde înscrie strategia energetică de memorandumul ăsta? Și de condițiile din el? Că s-au făcut în paralel pe timpul PSD-ului, amândouă să-și asume. PSD-ul va avea o gravă problemă în minerit din nou și le-am spus și înainte de alegerile de atunci. Vă aduceți aminte? Le-am spus că va deconta grav din minerit pe cine a pus și habar n-au. Păi nu s-a băgat suficient cârciumarul în CEO. Da? Nu s-a băgat el numit și toate neamurile. Ai buletin de negomir? Caută-i o funcție. Păi ce să mai discutăm? Iară vreți să le dau numele la toată lista că i-am mai pus de vreo două, trei ori. Acum s-a schimbat puterea. Păi de normal să-i dea afară pe ea. Păi și v-ați văzut că se întâmplă ceva? Acum la Târgu Jiu, doar se întâmplă, ai buletin de ruși sau ești agreat de mama doina, pac! Te trage în fund, îți dă bala transloc, bala primărie, bala direcția cutare, bala direcția cutare, punct. Da, haideți, da. În ce credeți că se va întâmpla după 30 aprilie? Deci, ascultați-mă bine. Că știm foarte bine, e termenul de confirmare, adică până atunci ar fi trebuit vă spun să doar atât. Rezolve cu certificatele. Zilele trecute m-am întâlnit cu unul dintre cei mai verticali lideri și cu care mi-a făcut plăcere această întâlnire, de la Gilles Nord, care este cariera care niciodată n-a putut fi supusă nici lui Condescu, nici lui cine vreți dumneavoastră, lui Căldăruș, lui nimeni. Ei sunt independenți, sunt pe picioarele lor, știu ce muncesc oamenii și dă-i la lucru. Nu-i văd bine nici pe liderii actuali, dacă nu ia poziție, nici conducerea. Ce poziție ar trebui să ia? O poziție foarte clară. Păi nu. Da, în ce sens? Păi bine, se meargă la... Deci am văzut aseară pe știri că pe cei de la Mintea nici măcar nu i-a primit Havrileț, secretarul de stat, că oricum ministrul a făcut. Deci eu vă spun că Popescu ăla va sta de la Severin, care și-a pus șef pe cel care a fost șeful termocentralei de la Severin sau ce era acolo ăla, cetul ăla, l-a pus pe ăla peste CEO șef, când ei l-au falimentat pe ăla. Deci nu-i văd bine pe liberali. A decontat PSD-ul datorită lui Căciumaru și buletinilor de negomiri, acum vor deconta datorită ceea ce se întâmplă. Păi te duci tu să duce pe acolo unul beginarul, dacă ați văzut unul pantalon scurt jos. Da? Că el vrea director pe coro, că îl pune director pe dincolo, pe noi ce facem aici? Deci da. Ascultați-mă. Nu, încărage ne-am apropiat de final. Eu vă mulțumesc mult că ați venit la emisiune. Ne deci mai vedem. O să vedeți niște plângeri penale cât de curând împotriva ăsta care au semnat protocolul, care și-a pus șefii și să-l vede pe Nicuțul de gomir când se duce el cu buletinul după el. Mă doare inima, domn procuror. Știți că eu că la un șpriț am hotărât să-l pun pe X sau pe Y director. Când veți depune plângeri penale? Cât de curând. Dar nu pot să vă spun că codul penal îmi dă dreptul să nu spun decât că atât lucru, că vreau să depun.
Da? Nu mai departe. Pentru că... Ce se întâmplă? Pentru că e ilegal ce a făcut Nicușor de Negomir cu numirile lui. În Constituție nu prevede nicăieri. Nu prevede. Păi, actuala putere face ce a făcut și cea de dinainte. Dar din punctul meu de vedere să ducă la același loc. Da. Eu vă mulțumesc mult încă o dată și ne auzim cu siguranță. Și Petrov, hai să vezi că este istorie. Istorie? Mulțumesc. Nu de alta, dar nu mai știu să mă arate dești, uite, atâta gheață și atâta whisky. Da. Tuturor o zi frumoasă. La știi revedere. Ce n-am înțeles eu? Cum PMP-ul de la Gorj, care recunoscut consumator de vin în cantități industriale și via cu hara cu tot, sunt compatibil cu whisky lui Băsescu? Da, asta n-am priceput. Da, este o glumă. Sper să nu fie, nu e o glumă, o realitate. Sper să nu fie un singur aliaj. Paharele de aur din lingourile de aur să fie. Tuturor o zi frumoasă, la revedere.